Slava lui Dumnezeu, stai în ascunda lucrurilor, iar slava împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Înainte să continuăm, aș vrea să-ți spun, fratele meu, sora mea, că Dumnezeu a pregătit pentru tine aici pe pământ. Așa multe lucruri, chiar dacă zi de zi, chiar dacă zilnic, începând de azi, ai avea întâlniri cu îngeri, cum a avut Ioan Botezătorul, da? Începând de azi, până la ziua când pleci de aici pe pământ, tot ar fi rămas lucrurile care nu l-ai învățat, care nu l-ai știut. Ce vreau să-ți spun prin asta? Dumnezeu are pentru tine mai mult decât crezi, mai mult decât gândești. Doar că dacă nu ne ridicăm la standard unde Dumnezeu ne cheamă, ceea ce a pregătit, nu-l putem trăi. Și asta este trist. Și asta este trist. Și de asta trebuie să înțelegi responsabilitatea ta personală vis-a-vis de Dumnezeu, să-L cauți din toată inima și să cauți să înțelegi ce ți-a dat prin Duhul Lui și să cauți să experimentezi, să trăiești acel lucru. Este responsabilitatea ta. Dacă nu o faci tu, nimeni nu o să facă asta în locul tău. Am ajuns să vorbesc despre cabina de control și o să mergem acum la un alt text. Cabina de control. Aș vrea să înțelegi. Aș vrea să înțelegi. Există o dimensiune, există o zonă, există o stare când intri acolo. Ai un impact în tot ceea ce faci și spui. De asta am folosit această imagine a unui avion care e mare, dar tot ce controlează avionul e o cabină mică acolo în față. Când intri acolo, vezi, e mică. Dar tot ce faci acolo în cabină, orice gest, orice buton apeși, e important. E o zonă de influență. Moise când vine Amalek, să se lupte cu Israel, Moise nu se agite mai întâi. Primul lucru care face, zice, mă voi duce pe munte, caută o poziție de influență, caută cockpitul, caută cabina de control, caută locul unde știe de acolo când voi acționa, voi avea impact. Nu vreau să acționez doar să acționez. Nu vreau să fac ceva doar ca să fac ceva. Nu. Vreau să fac un lucru, dar îl fac într-o poziție. Când știu că îl fac, am impact. Și așa trebuie să avem și noi această mentalitate. Nu doar să facem lucrurile doar așa, de dragul de a face sau de obișnuință. Nu. Să le facem ca să avem impact. Pentru că atunci putem progresa, pentru că atunci putem înainta și suflete poate să fie mântuite cât mai multe. Oamenii au pasat eliberat cât mai multe când avem impact. Dar impact, fără acces la cabina de control, nu există. De aceea este un subiect așa de important. Așa că mă duc în cartea, te invit să mergem în cartea împărați. Carte care îmi place foarte mult.
ca împăraților, Doi Împărați, capitolul 13. Și aici este, spun repede contextul, Elisei este bolnav și regele din Israel, împăratul lui Israel, îi face o vizită, cum ar fi vizită de rămas bun. Și împăratul lui Israel, în acele momente, era în război cu anumite, cu anumite națiuni, care era problema lui. Și timp ce Elisei era în viață, în acel conflict, dacă citim cartea împăraților, vedem cum de multe ori a putut să ajute poporul, chiar și în războiul cu inamicului. Dar acum este bolnav și de boala asta va pleca. Asta este contextul. Deci, 2 Împărați, capitolul 13, versetul 14, citim, Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe fața lui și a zis, părinte, părinte, carul lui Israel și calarima lui. Apropo, o paranteză, omul ăsta a fost folosit puternic de Dumnezeu, nu se poate nega asta. Și totuși a murit bolnav, de o boală. Și din păcate în zilele noastre, parcă nu citim Biblia, sunt oameni de exemplu, când aud că cu tare sau cu tare persoană care a fost folosit de Dumnezeu pentru a vindeca pe alții, el însuși moare bolnav, vin cu raționament. Ah, pentru că cu adevărat vindeca oamenii prin puterea lui Dumnezeu, cum el a murit bolnav? Parcă n-au citit Scriptura. Parcă nu au citit Scriptura. Elisa a murit bolnav. Deși exact același lise, la vindecat pe Naman ca și cum nu era nimic lepra lui. Da. Deci, nu este incompatibil, nu este contrar Biblie, că un om folosit puternic de Dumnezeu în vindecare, el să moară bolnav, nu este incompatibil. De fapt, mi-amintesc chiar de o marturie de un om a lui Dumnezeu care a fost folosit de Dumnezeu pentru a vindeca pe alții, el era bolnav. Și chiar mergea la spital, era într-o stare gravă. Și lângă el trecea un alt bolnav și a făcut semn să se oprească. Și a făcut semn că vrea să se roagă pentru tânărul. Deși el este bolnav. Dar el a înțeles că ce a primit el era pentru binecuvântarea altora. Că chiar dacă el era bolnav, putea să se roagă pentru un tânăr. Și tânăr a fost atins de puterea lui Dumnezeu când el mai departe boală l-a dus. Trebuie să crește. Trebuie să crește. Nu e bine să rămânem copii. De aceea, de exemplu, dacă vii și îmi spui, oh, stai un pic, dar de ce Pavel nu l-a vindecat pe Timotei? Pe nici Domnul Iisus nu a vindecat neapărat pe toți. Adică mă refer la faptul că Domnul Iisus a fost în Israel, nu a însemnat că toți bolnavi din Israel au fost vindecat. Dar ce văd din Scriptura, toți care au alergat la el pentru ajutor au fost vindecat. Asta cel puțin, asta e ceea ce citesc. Nu știu dacă tu ai citit altceva. În fine, închid paranteza. Vreau doar să atrag atenția, pentru că unori văd anumite raționamente care nu sunt biblice și nu sunt maturi. Nu e maturitate când gândim așa. Apropo, chiar și Domnul nostru, Mântuitorul nostru, când este la cruce, vezi ce argumente au adus potrivnicului, fie mulțimea, fie mari preoți. Pe tu ai mântuit pe alții și nu te mântui pe tu singur. Hristosul să se coboară din cruce și o să crede în el. Și alți copii al Dumnezeu astăzi au exact același raționament vis-a-vis de alte persoane, vis-a-vis de alți sutori lui Dumnezeu și nu înțeleg când gândesc așa, ei gândesc exact ca bagiocoritorii lui Hristos când era la cruce. Tu ai mântuit pe altă, hai să vedem acum tu. E exact același raționament când spui la un om al lui Dumnezeu care Dumnezeu l-a folosit pentru a vindeca pe alții dacă este bolnav și vizionar. Păi dacă chiar ai fost cu Dumnezeu, hai să te vedem să fii vindecat tu. Nu este un raționament matur spiritual.
Ok. Nu știu de ce am zis asta. Dar din experiență, știu când spun ceva care nu eram pregătit să spun, înseamnă că cineva trebuia să audă asta. Sper că nu te-ai supărat persoana care trebuia să audă asta. Dacă te-ai supărat, roagă-te pentru mine, iartă-mă. Domnul să-mi dea mai mult înțelepciune. Roagă-te pentru mine. Domnul să-mi dea mai mult înțelepciune să știu cum să spun anumite lucruri. Ok. Este sâmbătă, deci pot să fiu puțin mai lung, deși nu cred că o să fiu neapărat foarte lung. Apoi, Elisei... Ok. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit, versetul 14. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe fața lui și a zis, părinte, părinte, carul lui Israel și calarima lui. Exact aceste cuvinte a spus Elisei când se despartea de părintele lui spiritual de Ilie. Elisei a zis, de aceea spuneam, era parcă o întâlnire de rămas bun. Elisa a zis, ia un arc și săgeți. Aha. Ia un arc și săgeți. Nu eu, tu. Îți dau niște instrucțiuni. La fel cum a dat instrucțiuni la văduvă. Du-te la vecinite. A început cu instrucțiuni. Și am văzut alaltă ieri, cred că un alt mod de a intra în cabină de control, în cabină de influență, e să primești instrucțiuni din ce. Și aici este un alt caz care ne arată acest lucru. Ia niște săgeți, ia arcul și săgeți, primește instrucțiuni și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisa a zis pe împăratul lui Israel, încordați arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisa și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. Când un om al lui Dumnezeu pune mâinile, un om al lui Dumnezeu nu face niciun gest degeaba. Întreabă-l pe Moise. A ridicat doar toiagul, nu a fost degeaba. Întreabă pe, să zic așa, în scriptură, cei care, ca să zic așa, trebuie să... Nu, hai să nu vorbesc despre textul acesta. Vreau să zic cei care primul ucenici, primul apostol, cum unele gesturi foarte simple care le făceau aveau un impact pur și simplu extraordinar de mare. Da? Deci, este chemat să facă aceste gesturi. Elisei pune mâinile peste el. Și asta, când un om al lui Dumnezeu face asta, nu este niciodată degeaba. De obicei, transferă ceva. Versetul 17, și a zis, deschide fereastra dinspre Rasaret, și a deschis-o. Elisei a zis, trage și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbavire din partea Domnului. O săgeată de izbavire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la fec până îi vei nimici. Wow. Ei sunt într-o casă. Dar când au venit instrucțiuni divine, casa respectivă, locul unde era o cabină de control, a devenit cabină de control. A avut acces la cabină de control. Adică, victoarele batalii cu sirieni, ce va determina cine câștigă, cine pierde, nu se va otare atunci. Se otarește acum în cabină de control. De aceea este important să înțelegi această realitate. Pentru că, în mod normal, e un avantaj care Dumnezeu dă la copilul lui. Înainte să vină un eveniment, să intri în cabina de control și să otarești ce se va desfășura. Înainte să vină ziua evenimentului. Și aici, în război cu sirien, gesturile simple care le facea el, dar pentru că era în cabina de control, că era prima instrucțiune de la un proroc, tot ce facea avea un impact acum la ce avea
să ajungă. Dar am ținut să citesc acest text pentru că învățam un alt lucru despre cabina de control. Este dacă ajungi acolo și ești leneș, s-ar putea să nu beneficiezi pe deplin de ce puteai să beneficiezi. Și asta va fi experiența împăratului Israel. Pentru că aici ce zice, Elisei zice, vei bate pe sirieni până la fel și vei nimici. Asta era gândul lui Dumnezeu. Asta era planul lui Dumnezeu. Asta era ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Și l-a dus în această cabină de control. Să acționeze ca să se întâmple lucrurile așa. Și totuși, uite ce se întâmplă mai departe. Elisa a mai zis, ia săgeți și a luat. Elisa a zis împăratul lui Israel, lovește în pământ și a lovit de teori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis, trebuia să lovești de 5 sau de 6 ori. Atunci ai fi batut pe sirien până i-a fi nimicit. Cu alte cuvinte, ceea ce inițial trebuia să se întâmple, să îi nimicești, trebuia tu în cabina de control să lovești de 5 sau de 6 ori. Acum il vei bate numai de 3 ori. Când de fapt forța lor era încât ca să fie nimicit, trebuia să fie batut cel puțin de 5, de 6 ori. Tu ai batut doar de 3 ori. Și s-a mâniat procul. A zis, de ce t-ai oprit? De ce t-ai oprit? Cabina de control. Când ajungem acolo, e important să ajungem acolo. Dar când ajungem acolo, trebuie să realizăm gravitatea și importanța ce facem când suntem acolo. El nu a făcut destul. Și atunci, rezultatul, faptul că el nu a nimicit pe sirien și doar îi bate de teorie, e pentru că într-un loc mic restrâns, în casa procului bolnav, a lovit de 3 ori și nu de 5 și de 6 ori. Dar tu vei lovi de 7 ori și te vei asigura că nimicești serenite când Dumnezeu îți dă acces la cabina de control prin instrucțiune. Un alt text care ne arată că Dumnezeu poate dori inițial un lucru pentru tine, dar pentru că tu nu faci ce trebuia să faci, acel lucru nu se întâmplă. Deci mereu trebuie să cautăm, să fim smerit, să cerem lumină de la Dumnezeu, să putem înțelege gândul lui, ca să nu ne mulțumim cu mai puțin decât ce El vrea pentru noi. Mă voi opri aici. Dumnezeu să te binecuvânteze cu ajutorul lui Dumnezeu. Continuăm. Ce mai avem de descoperit în ultimele două capitole din cartea Esterei. Roagă-te pentru mine. Mulțumesc pentru rugăciune. Dumnezeu să te binecuvânteze.